Vă să deschidem împreună Sfânta Scriptură, Faptele Apostolilor, capitolul 1, și vom citi de la versetul 1 la versetul 8. În această joi și probabil și joia viitoare vom continua serialul din Fapte serialul intitulat Lecții din Biserica Primară. Suntem încă în capitolul întâi, pentru că, așa cum ați văzut, fiecare capitol luat în parte putem să-l explorăm și să descoperim principii de viață atât de importante, atât de necesare pentru Biserica de azi. Teofile, în cea din tăi cartea mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la, începutul până în ziua, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându li se deseori, timp de 40 de zile, și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, la l-au întrebat. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. În seara aceasta ne vom concentra pe acest verset cheie, versetul 8, care vorbește despre martorii lui Hristos și ce înseamnă să fii un martor al lui Hristos. Este uimitor și este de-a dreptul impresionant să știm că în cei 30 de ani cât acoperă Cartea Faptelor. Biserica primară a reușit efectiv să aibă un impact și să aibă un rol atât de mare în istorie și în lumea de atunci, încât e foarte, foarte serios și foarte necesar să ne punem întrebarea: ce secret au avut ei, ce au știut ei și noi nu știm? Ce au avut ei? și noi nu avem. Erau oameni învățați, erau oameni speciali, erau oameni, știu eu, veniți de pe altă planetă. În ce fel și cum a fost posibil ca această mică grupare, la început de 120, așa cum am citit în celelalte lecții din grupul celor din odaia de sus, 100, aproximativ 120 cu femei cu tot, în ziua rusaliilor, în ziua revărsării Duhului Sfânt, să iasă și să aibă așa un impact în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și să ajungă până la Roma, să ajungă până în Spania, să ajungă în Europa, să ajungă pe cât posibil să împlinească acest mandat pe care Domnul Iisus Hristos l-a dat ucenicilor săi, atunci când le-a spus, oarecum, cu o foarte fină mustrare sau dojană, nu e treaba voastră să stabiliți vremuri și soroace, ci e treaba voastră să fiți martori. Și-au luat-o foarte în serios. De fapt, Vă citesc un pasaj din Fapte 17, versetele 5 la 7. Atunci când Pavel și Cusil au ajuns în Tesalonic și au fost primiți de către mulți dintre neamuri, mulți dintre neamuri, dintre iudei și mai ales dintre greci, au crezut în Evanghelie, dar Dr. Luca consemnează și zice Dar iudei care nu crezuseră de pismă, adică din invidie și de supărare și de, de, de gelozie sau de faptul că mulțimea mergea după acești oameni și asculta învățătura lor de pismă, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut gloată, ca să vedeți ce strategie a folosit diavolul, au făcut gloate și au întărit cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aduc afară la norod. Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorului cetății și strigau. Oamenii aceștia care au răscolit cetatea în limba engleză traducerea din King James sau New King James spune These who have turned the world upside down. Oamenii aceștia care au întors lumea pe dos. Oamenii aceștia care au întors lumea pe dos. Au venit și aici și Iason a Sonia găzduit. Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat, Isus. Vedeți cum erau percepuți acești creștini, cum erau percepuți acești oameni care la început erau cunoscuți ca fiind parte din partida nazarinenilor, sau apoi uh, numiți ca și Calea, așa aveau recunoașterea și denumirea, iar ca un fel de nickname și ca un fel de cuvânt de batjocură, cum se striga după noi nu multă vreme în urmă, în România comunistă, pocăinților, dar era un cuvânt de jocură, un cuvânt de ocară, așa, după creștinii de atunci, se striga cuvântul cristianos, adică creștin. Și e impresionant să vezi cum lumea de atunci a văzut această ceată de oameni, această grupă de oameni, ca pe un pericol extraordinar, un pericol împotriva întregului imperiu, de altfel. Și cum s-au exprimat cu privire la ei. Oamenii aceștia au venit aici, oamenii aceștia pe unde ajung, întorc lumea pe dos și răscolesc toată lumea, și mesajul lor este cu privire la Isus. Și la învierea lui Isus, și la înălțarea lui Isus, și la Domnia lui Isus Hristos, și spun că este un alt împărat Isus. Și în acești 30 de ani, cât încearcă doctorul Luca să acopere în cartea lui, în cea de-a doua lui carte, se pare că Biserica a avut un impact atât de mare încât cu greu mai poate fi egalat în zilele noastre. Avem Alte posibilități, avem alte resurse financiare, materiale, alte posibilități de comunicare. Avem o grămadă de avantaje comparat cu ei, cu cei de atunci, și impactul pe care noi îl avem, să nu vorbim mai departe decât aici, în America, de exemplu, ce impact are creștinismul aici. Ce cuvânt are creștinismul aici, ce cuvânt are Biserica aici, și ce face Biserica atunci când ar trebui să se ridice și să spună că este un alt împărat Isus, și să răscolească lumea și să o întoarcă pe dos, așa cum făceau ei, da? Ce impact are creștinismul de astăzi comparat cu acest grup de, de ucenici, de misionari de oameni necărturari, de oameni fără înzestrări cu totul și cu totul speciale, aparte. Sigur că da, secretul este într-o altă parte, vine dintr-o cu totul și cu totul altă parte. Vă să aminte atunci când se vorbește despre revărsarea Duhului Sfânt, zice, a venit din cer, s-a auzit din cer ca un vâjuit de vânt puternic, și limbi de foc au venit și s-au așezat pe fiecare, fiecare din ei. Ori imaginea care e sugestivă aici e ca o corabie cu pânzele ridicate care așteaptă să vină vântul, pentru că nu se poate mișca altfel decât dacă este un vânt care suflă în pânzele acestea. Ori vântul Duhului Sfânt sau... Revărsarea Duhului Sfânt, coborârea Duhului Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt. Cum vreți să, să vă exprimați și să definiți. Ideea este una singură, clară și simplă. Ca o corabie. această biserică s-a lăsat mânată de vântul Duhului Sfânt. Noi astăzi nu mai facem așa. Noi, astăzi așteptăm cât așteptăm. Ne ridicăm pânzele dacă le mai avem, și <coughs> dacă nu vine vântul Duhului Sfânt, atunci pornim noi motoarele noastre și uh, implementăm o anume mișcare, o anume activitate, o anume impresie că facem ceva, că lucrăm ceva. Ori secretul lor era unul simplu și unul foarte uh, fundamental. Era Duhul Sfânt care. A venit peste ei, a venit în ei, a venit să lucreze prin ei și pur și simplu i-a luat în stăpânire și i-a dus și i-a purtat exact pe unde trebuie, exact pe unde um, era planul lui Dumnezeu să ajungă. Așa că ajung în Ierusalim, ajung în Iudeea, ajung în Samaria și ajung până la capătul lumii, dacă vreți sau altfel spus în întreg imperiul roman de atunci, vremea sau lumea cunoscută de atunci. Există acest principiu al dependenței de Dumnezeu, al dependenței de Duhului Dumnezeu. Un principiu pe care astăzi l-am pierdut. Sigur, au trecut 2000 de ani aproape, și cu greu mai păstrăm acele. Adevăruri și acele principii și tocmai asta încercăm să facem la lecțiile din Biserica Primară, să subliniem aceste principii. În Matei 5, mesajul esențial sau predica esențială a Mântuitorului este predica de pe Munte. Ori esența acestei predici de pe Munte este dependența omului, dependența credinciosului de Dumnezeu. De împărat și de împărăția lui, cu toate principiile noi de viață. Dar este o dependență totală care trebuie să existe. Ori, în faptele Apostolilor, descoperim exact același lucru. Acești oameni sunt oameni care depind total de Dumnezeu. Asta e, asta e secretul lor. Depind total de Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, lozinca pe care o avem noi astăzi ca să intri în stăruință, să vorbești în alte limbi și apoi să fii declarat că ai Duhul Sfânt. Ce ciudat am răsturnat noi lucrurile și ce frumos le-am împachetat și parcă Duhul Sfânt e un lucru care îl luăm de pe raft, ni-l însușim, dacă insistăm îl primim, ni se dă ca un cadou, îl putem arăta, îl putem, știu eu, Exprima în public sau așa? Ori aici este cu totul altceva. Faptele Apostolilor descoperă o relație a creștinilor față de Dumnezeu și față de Duhul Sfânt, care pune lucrurile exact invers, și anume, dacă Duhul Sfânt te are pe tine, dacă Duhul Sfânt ne are pe noi. Întrebarea corectă asta este și asta trebuie să fie. Ne are Duhul Sfânt pe noi? Nu că noi avem Duhul Sfânt, ca și niște galoane care ni le punem, ca și o, știu, o medalie pe care ne o punem în piept și suntem niște penticostali frumoși și, și bine mersi. Este cu totul altceva. Întrebarea corectă este dacă Duhul Sfânt ne are pe noi. Adică dacă Duhul Sfânt ne poate folosi, ne poate vorbi, are cu cine să vorbească, are cine să asculte? Are cine să facă ceea ce spune Duhul Sfânt? Suntem la dispoziția lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, depindem total de Dumnezeu. Acesta este principiul de viață spirituală. Teofile, zice doctorul Luca, în prima scrisoare, ți-am spus despre cum a început lucrarea asta. Acum, în a doua scrisoare, în cartea aceasta a faptelor apostolilor, de fapt este cartea faptelor Duhului Sfânt. Ce vrea să spună doctorul Luca? În prima mea carte ți-am zis cum a început, prin întruparea Lui Hristos, prin viața Lui Hristos, prin lucrarea Lui Hristos, prin moartea și învierea Lui, dar vreau să spun că asta a fost numai începutul și acum prin, prin biserică continuă. Acum biserica este trupul Lui Hristos. Acum biserica uh, reprezintă viața Lui Hristos și mâinile, picioarele Lui Hristos, gura Lui Hristos, ochii Lui Hristos. Suntem noi, Biserica Teofile. Asta vreau să să înțelegi și să-ți să transmit, să-ți să comunic. Se întâmplă trei lucruri aici, trei lucruri noi și sunt bine subliniate în acest prim capitol. De altfel, noi ne-am ocupat de capitolul 1, de cel puțin trei ori am poposit în acest capitol, am vorbit despre cum așteptau ei în de sus, am vorbit despre cum s-au pregătit și ce a trebuit restaurat ca manifestarea sau revărsarea Duhului Sfânt să se poată întâmpla. Acum vreau să învățăm de asemenea ceva foarte simplu, dar la fel de important, de esențial, vis-a-vis -vis de Martorul lui Hristos sau care sunt aceste trei lucruri care s-au întâmplat noi în cumva dimensiune nouă și definire nouă a relației lor cu Dumnezeu. Vă rog să observați. Primul lucru este o nouă dimensiune a înțelegerii lor spirituale. Adică în cele 40 de zile Iisus apare, dispare, apare, dispare dintre ucenici. Vine la ei când nu se așteaptă, vine la ei, le spune ceva, le amintește ceva, le clarifică ceva și apoi dispare. Și îi lasă așa, în suspans. Și apare din nou. Știe ce e în inima lor, știe ce frământări au, ce temere au, știe ce întrebări au, Vine din nou, ca și cum parcă vrea să spună, sunteți într-o perioadă de tranzit, și în perioada aceasta de tranzit vreau să vă obișnuiesc nu să trăiți fără mine, ci să trăiți în dimensiunea nouă a relației dintre mine și voi, o dimensiune pe care o dă de data asta Duhului Dumnezeu și credința în Dumnezeu. Nu o să mai fiu cu voi în carne și oase, dar o să fiu pururea cu voi prin Duhul Sfânt. Ori trebuie să învățați asta, trebuie să să recunoașteți asta, să știți cum să descoperiți și să înțelegeți glasul lui Dumnezeu. Și uh, această nouă dimensiune dă o înțelegere sau o, o deschidere a minții, o pricepere și o, o, o deschidere nouă a, a... Minților și a inimilor. Iată ce spune Luca 24 cu 45. E, de fapt, finalul primei cărți a doctorului Luca. Atunci le-a deschis mintea să priceapă scripturile. Și o să revenim la continuarea acestui pasaj. Dar e mereu în lupta aceasta, în încercarea aceasta. Ce vrei să faci acum? Acum pui din nou lucrurile. Acum reașezi împărăția lui Israel. Acum, cum se întâmplă? Ce se întâmplă? Și mereu le explică. Și parcă nu înțeleg. Și trebuie să vină din nou la ei, să le spună. Trebuia să se întâmple. E tot ce scrie în lege, ce scrie în Moise, ce scrie în profes, ce scrie în psalmi. Tot ce scrie despre mine. Tot ce este aici nu este despre voi. Aici e una din marile probleme ale noastre. Noi credem că asta este Povestea noastră sau că este vorba de noi, că pe noi ne are în vedere, că pe noi ne-a iubit, că pe noi ne-a cucerit, că pe noi ne-a răscumpărat, că pe noi și dintr-o dată parcă ni se pare că în centru am fi noi. Și e foarte greșit că nu e așa. În centru e Hristos. Istoria Lui, mântuirea Lui, viața Lui, planul Lui, persoana Lui. Și dacă vă uitați atenți în, în, în toată cartea faptelor, în centrul este Hristos. Când sunt, în capitolul 4, un exemplu, când sunt duși în Sanhedrin și amenințați și, și luați stare și li se interzice să, să, mai predice despre Hristos și să mai predice în numele Lui, se duc la rugăciune. Unde se ducă? Asta știau. Nu își caută un lawyer să facă o petiție, să facă un protest, să... Se duc la rugăciune și în rugăciunea asta este extraordinar ce se întâmplă. Nici măcar odată nu amintesc ceva privitor la nevoia lor, la persoana lor. Nici măcar nu se roagă să spună, Doamne, vrem să fim umpluți cu Duhul Sfânt. În fapte, în capitolul 4, de la versetul 23 până pe la 32, cam așa. Nu spune asta. Și totuși, când se termină rugăciunea, ce credeți că se întâmplă? Se cutremură locul unde sunt și se umple cu Duhul Sfânt. Noi acum tot ne rugăm să ne umplem cu Duhul Sfânt și nu avem rezultatele lor. Ei nici măcar nu s-au rugat să se umple cu Duhul Sfânt, s-au rugat în schimb altfel, rezultatul a fost că s-au umplut de Duhul Sfânt. Și citiți, vă rog, rugăciunea aceea ca un exemplu și veți vedea ceva uluitor și simplu, dar fundamental. În centru rugăciunilor, în centru predicilor, în centru atenției lor, în centru vorbirilor, absolut totul, tot, în centru vieții lor, este Isus Hristos. Asta interesează pe ei. Să meargă Evanghelia, să fie cunoscut Hristos, să fie predicat Hristos, să se manifeste prin Duhul Sfânt Hristos, prin semnele și minunile care se fac prin Hristos, să-l arate pe Hristos, să se vestească și mai mult Hristos. N-au zis, vai ce grav, ce greu, vino, ajută-ne, scapă-ne, intervino, apără-ne, fă o minune, fă ceva, schimbă situația, nimic din toate astea. Tot ce au zis ei este, Doamne, Sanhedrinul ăsta nici măcar nu, nu e problema noastră, Sanhedrinul ăsta e problema ta. Am învățat lecția. Înainte, în capitolul 1, nu știam. Acum am învățat-o. Nu mai e problema noastră. Știm care e problema noastră. Problema noastră e să vestim Evanghelia. De neputere să mergem mai departe cu Evanghelia. E treaba ta cu Sanhedrinul, cu ăștia care ne amenință, cu ce faci, ce nu faci. Ștefan va muri foarte curând, apoi vor fi arestați doi mari apostoli, Petru și Iacov. Petru scapă, Iacov nu scapă. Asta este. Dacă ne uităm în, în, Roma, în, în, în Evrei, în capitolul 11, unde este acea mare uh, galerie a eroilor credinței, o să ne surprindă cele două categorii de, de eroi. Nu după nume și după, după mușchii lor spirituali și după isprăvile lor duhovnice și nu după asta, ci sunt două grupe distincte. Și despre o grupă spune ei sunt cei care prin credință au biruit. Ei sunt cei care prin credință au închis gura leilor. Ei sunt cei care prin credință au ieșit nevătămați din cuptorul cu foc. Ei sunt cei care prin credință au ieșit biruitori. Wow! Really? Și după aceea, dintr-o dată, ne duce spre, spre capătul capitolului, ne duce la celălalt grup și zice, dar mai este un grup. Tot de eroi credinței. Și despre grupul ăsta spune în final, știți cum? Ei, de care lumea nu era vrednică. Și ăștia au murit, și ăștia n-au mai ieșit din cuptor, și ăștia n-au mai scăpat din arene, și ăștia n-au fost eliberați miraculos din închisori, ăștia au fost tăiați în două cu fierăstrău, ăștia au murit pentru Hristos, ăștia au avut numai One Way Ticket, cum mai zice. noi, cu gândirea noastră triumfalistă și știu eu cum, zicem, a, trebuie să, dacă ești pocăit, dacă ești creștin, trebuie să-ți meargă, Domnule, toate perfect, toate să mergi, să fii grozav, să fii... Ăsta era gândul lor, să meargă Evanghelia, să meargă lucrarea, să meargă cuvântul Domnului, să fie cunoscut Isus. Asta era, pentru că asta e Asta e pasiunea martorului. Asta a spus Domnul. Îmi veți fi martori și trebuie să duceți mărturia asta. Și acum, în, în, dimensiunea aceasta a umblării prin credință, grupul ăsta de oameni trebuia să învețe să umble prin credință. Până acum umblau, dacă aveau întrebări, mergeau la Isus, dacă aveau nelămuriri între ei și conflicte între ei, îi întreba Iisus de sănătate, ce -i asta între voi, ce discuții aveți, care e situația, dacă era ceva ce, ce, nu pricepeau, mergeau, hai să mergem să ne explice, hai să vedem noi de ce n-am putut scoate demonul ăsta, cum că el îl scoate. Și... Dar acum trebuiau să învețe să umbre prin credință, să trăiască prin credință. Cel neprihănit, Romani 1, va trăi prin credință. Ori nu știau lucrul ăsta. Și atunci, 40 de zile tot apare și dispare, apare și dispare, apare și dispare din mijlocul lor, pentru că, de fapt, vrea să le spună, vine vremea când trebuie să trăiți prin credință, să trăiți să vă bazați pe Cuvântul lui Dumnezeu și să vă bazați pe Duhul lui Dumnezeu. Să nu vă mai, să, să nu vă mai bazați pe, pe ce văd ochii voștri și pe ce puteți pipăi, sau pe ce puteți verifica cu simțurile acestea. Dezvoltă în ei un alt simț. O altă capacitate a, a Duhului, dacă vreți. O, o dimensiune duhovnicească. Dar, pentru că suntem imaturi sau suntem încă copii în credință, ni se pare, wow, uau, cum, cum e asta, umblarea prin credință? Cum să umblăm prin credință? Ce ne spune? Ce cuvinte să stea? Ce vrea să zică? Cum să interpretăm cuvintele? Mi-aduc aminte, am să spun exemplu. ăsta, poate l-am mai spus. Aproape sigur sunt că l-am mai spus, dar e și hazliu și e și uh, sugestiv în, în ceea ce încerc să explic aici. Prima profeție pe care am avut-o în viața mea a fost în vara lui 76, când venit de acasă din satul meu, din sălaș din Hida, m-am dus la școală la Șimleu, apoi în vacanță m-am dus la Oradea, la un cerc de rugăciune și urma în drum spre casă să mă opresc și la colegul meu de bancă, la Mircea Voloșen, să vizitez biserica, să vizitez familia lui și... Când am ajuns în Oradea, la grupul de rugăciune, era un frate din Târgu, Târgu Lăpuș, fratele Aurel Buda, un proroc al lui Dumnezeu, un om prin care Dumnezeu lucra cu putere. Spun asta pentru că deja a plecat la Domnul, a plecat din lumea asta, am înțeles că a trăit undeva prin Sacramento, poate, Jean, tu l-ai știut acolo în Sacramento, l-ai întâlnit. Um, și... Au fost profeții, știți cum este în cercul de rugăciune, și s-a înregistrat pe bandă de magnetofon și apoi s-au pus profețiile. Și prima profeție care a spus-o Aurel Buda a spus-o Tânărule care vorbești în alte limbi, iată s-a aprins mânia dușmanului tău și cel rău te va invita la o masă și îți va da să mănânci niște prăjituri și să îmbraci o haină străină. Dacă mănânci prăjiturile acelea și îmbraci haina aceea străină, vei ajunge într-o situație lamentabilă, într-o situație gravă de tot. Să fii vegător, să fii atent. Au fost multe alte descoperiri, s-a repus banda și s-a analizat. Și fratele Aurel spunea, ea tânărul ăsta, zicea de mine, aveam 17 ani. Și ei spuneau, dar ăsta acum s-a pocăit de câteva luni, ăsta nu-i botezat de Domnul. Și cuvântul a fost tânăr la care vorbește în alte limbi. Și-a zis, dar el nu vorbește în alte limbi. Și fratele zicea, nu, a lui a fost. Dar n-a fost a lui, pentru că și eu nu ziceam nimic. Eu îi lăsam pe ei să, să, se, să se frământe acolo. Și la un moment dat am spus, opriți-vă, opriți-vă, stați. Înainte ca să vin la școală pentru luna de practică, aveam la liceu agricol o lună de practică în fiecare vară, am zis, părinții m-au trimis într-un alt sat și am intrat în podul șurii să mă rog, pentru că era foarte, foarte norat și am zis, mă prinde ploaia, să mă rog să ajung cu bine și să nu mă prindă ploaia. Atâta știu că a fost subiectul de rugăciune și în timp ce mă rugam mi-a venit în minte imaginea cu Ilie când s-a rugat să ploaie și a plouat și când s-a rugat să nu ploaie și n-a plouat și am spus în timp ce mă rugam a venit așa o putere peste mine încât nu mai știam pur și simplu, parcă mă, mă, mă pulveriza puterea aceea și mă, mă împrăștiam tot atât de mare a fost acea putere și cu mintea vreau să spun Doamne Iisuse și din gura mea ieșau alte cuvinte. Și nici n-am știut ce e asta. Mi-a fost și frică să o spun cuiva, zic da, dacă o să zic că, m-am țăcănit la cap sau cine știe ce s-a întâmplat cu mine. Eram dintr-o familie de necredincioși, nu aveam cunoștință de lucrurile acestea și n-am fost în vreo stăruință în care cineva să-mi spună zi așa, fa așa, nu știu cum. A venit un Sfânt peste mine în felul ăla și apoi vreo două ore m-am dus tot pe marginea drumului și mi-era frică să mă întrebe cineva ceva, zic, cred că nu o să pot vorbi românește, că simțeam și mergeam tot plângând și, și rugându-mă și a fost o experiență extraordinară. Și acum, profetul din Târgul Lăpuș spunea tânărule care vorbește în alte limbi și ei ziceau, nu, ăsta nu vorbește, că ăsta numai acum s-a pocăit. Și am zis, uite ce s-a întâmplat. Păi, de ce nu ne-ai spus? A, în... Ilustrația merge altfel, adică în altă direcție. M-am dus la Mircea acasă, care apoi în zilele de astăzi uh, s-a deslușit că eram chiar acasă la Cuscra noastră, adică eram acasă la Simona și acolo în casa lor era rugăciunea și ne-au pus la masă și ne-au ne servit cu prăjitori și n-am vrut să mănânc prăjitori. Și apoi ne-am dus la o altă mătușă de-a lui și iară ne-au servit cu prăjitori, știți cum sunt românii, și eu nu vreau să mănânc prăjituri. Atâta pricepeam eu cu mintea mea. Ăsta era nivelul meu. Și mă uitam să văd să nu-mi dea vreo haină. Doamne, fer să nu-mi dea vreo haină. Dacă îmi dă o haină, să nu cumva să mi brac haina și să, să ajung, Doamne, fer cine știe. Dar atâta pricepeam. Peste câteva luni, într-o situație în care părinții mei vorbiseră cu niște rude să mă ia, să mă ducă departe la București, la Constanța, să mă prelucreze, să-mi ofere toate bucuriile păcatului și a lumea acesteia, abia atunci când cu greu m-am smus din, din prinsoarea lor, eram pe tren, în drum spre casă, într-o noapte și știți cum privești, priveai pe geam în întunericul acela, am auzit șapta Duhului Sfânt. Ce rău te va invita la o masă și îți va da să mănânci niște prăjituri și să îmbraci o haină străină. Abia atunci totul a început să facă sens și să-mi dau seama. Ălea erau prăjiturile, nu prăjiturile de la Valea lui Mihai pe care rudele lui Mircea le făcuseră așa de bune sau haina, o haină care să o iei. Nu, era un limbaj uh, spiritual în care îmi vorbea Dumnezeu și eu, eu n-am înțeles. Am interpretat după mintea mea, după judecata mea. Este o nouă dimensiune a prezenței lui Hristos în viața noastră. Vedeți, îngerii când se înalță Domnul Iisus la cer, spun, ce-ați rămas privind așa, ce, ce vă uitați așa la cer? Acest Iisus care a plecat la cer, Același Isus va veni în același fel, ce ați rămas pironiți cu ochii spre cer? Știți, e felul acesta al nostru de a înțelege cu simțurile și cu, cu posibilitățile noastre firești, omenești, lucrarea lui Dumnezeu. Vedeți când. La mormânt vine Maria Magdalena și îl cuprinde și Iisus zice, nu mă cuprinde, nu mă ținea, pentru că încă nu m-am suit și poate că în accepțiunea noastră sau în gândirea noastră am zis, o, deci n avei voie să-l atingi, că încă nu era înălțat, că nu, nu, nu era bine, nu, nu era voie. Dar în altă parte zice, veniți, vin, pune mâna aici, vină, atinge. Un duh n-are carne și oase, cum vedeți, cam eu, dați-mi să mănânc, deci nu era... Era cu totul ceva. De fapt, El vrea să spună Mariei așa, Maria, trebuie să mă lași să plec, pentru că dacă, dacă rămân aici, nu o să pot să fiu decât într-un singur loc, o singură dată. Dar dacă mă înalți la cer, dacă mă înalți la dreapta lui Dumnezeu, dacă mă duc la cer, o să fiu cu voi totdeauna și o să fiu cu voi oriunde. Și o să fiu și cu tine și o să fiu și cu alții. Un lucru care cu mintea nu poți să-l explici și nu poți să-l înțelegi. Dar dacă mă ții să rămân aici pe pământ și să mă țineți în grupul vostru, o să fiu într-un singur loc, într-un singur timp. Dar dacă mă nas la cer și trimit Duhul Sfânt, prin Duhul Sfânt o să aveți o altă înțelegere a prezenței mele, a Realității mele, a Comuniunii cu mine, a Părtășiei cu mine. Și oamenii pricepeau lucrul ăsta, să știți, foarte greu, foarte, foarte greu. Vă aduceți aminte de scena aceea în care e un mic card sau e un tablou în care cineva spune. Și a văzut toată viața, și a văzut pe drumul vieții două perechi de pași. Și a înțeles cumva că sunt pașii Domnului care merge alături, care merge cu El. Și a zis, Doamne, văd acum în viață acele porțiuni în care mi-a fost foarte greu și am fost foarte încercat și am fost. Nu pot să uit acele perioade, acele segmente. Și îmi dau seama că mi-a fost de greu, pentru că, uite, de fapt, văd aici un singur uh, șir de pași. La care Domnul ce i-a spus? Așa este, e un singur șir de pași. Numai că nu sunt pașii tăi, sunt pașii mei. Pe acolo te-am dus în brațe. Pe acolo te-am luat în brațe. Pe acolo te-am pus pe umăr. E adevărată. Nu ești niciodată singur. Cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Eu voi fi cu voi, a spus în marea trimitere Matei 28, până la sfârșitul vremii. Voi fi totdeauna cu voi. Dar noi nu înțelegem dimensiunea asta, pe care Duhul Sfânt, de fapt, o revelează. E cu noi, e în noi, e peste noi limbajul din Ioan 7, versetele 37 la 39, atunci când în ziua de pe urma prasnicului, ziua cea mare, Iisus a stat în picioare, a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Adică înălțat la cer. Acum spune Petru în predica lui de la Rusalii, odată ce s-a înălțat la cer, a turnat ce vedeți și auziți. E altceva. Ioan 14, versetele 15 la 18, Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viață și anume Duhul Adevărului care lumea nu-l poate primi, pe care nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, că rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Deci când spune că vine mângâietorul, de fapt spune, vin eu. Pentru că mângâietorul este în Sfânta Trăime, Dumnezeu. Este persoana din Trinitate, este ceea de, de aceeași esență, de aceeași natură, de aceeași valoare, de aceeași calitate. Acel, cum spunem noi, alos paracletos, adică un mângăitor de aceeași calitate, de aceeași valoare, de aceeași esență. Nu este diferit, nu este mai mic, nu este inferior. Tot eu sunt și sunt cu voi și sunt în voi. Ioan 16, 12 la 15, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Deci cei trei sunt una și lucrează împreună și sunt persoane distincte, dar de aceeași natură, de aceeași esență. Și în al treilea rând și ultimul, această dimensiune a a a Duhului Sfânt și a trăirii prin credință și a relației a relației cu Dumnezeu și a deschiderii minții și a prezenței lui. Această dimensiune se finalizează cu o nouă dimensiune a slujirii. Aici e cheia care desface și care lămurește tot pasajul acesta. Pentru că tot ce se întâmplă aici nu este altceva decât pregătirea terenului pentru lucru, pentru slujire. Duhul Sfânt, la botez și la rusalii, n-a venit să spună, ăștia sunt copiii mei, ăștia sunt mei, așa certific eu că ăștia sunt ai mei. Nu, deja a spus asta despre ei de atâtea ori deja se știa lucrul ăsta despre ei foarte clar. Ce face revărsarea aceasta, ce face umplerea asta, îi echipează, îi pregătește pentru slujire. Pentru ca să fie martor, pentru ca să depună mărturie. Luca 24, și acum continui cu ce am rostit la început, atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris. Și așa trebuia să pătimească Hristos și să învia a treia zi dintre cei morți, să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința, iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Ideea care este? Fie că este cu noi, că este peste noi, că este alături de noi, că este în noi, că este, suntem încinși cu puterea asta, suntem îmbrăcați cu puterea asta, puterea asta este cu noi și este peste noi și este în noi. Ideea este una singură. De fapt, vrea să ne spună că trebuie să depindem total de Dumnezeu. Trebuie să învățăm să umblăm la o dependență totală de Duhul lui Dumnezeu. Este cel mai mare. Paradox posibil, să spui că ești pentecostal și când o să te întrebe cineva, dar ce înseamnă asta? Păi vine de la, de la, de la rusalii, de la revărsarea Duhului Sfânt, da? Și, o, oh, da, da, noi suntem cei care avem Duhul Sfânt, noi suntem cei care vorbim în limbi, noi suntem cei care avem vedenii, noi suntem cei care jubilăm cu tot felul de daruri spirituale, da? Oare asta? Sau noi suntem cei care am învățat să depindem total de Dumnezeu și să ascultăm de Dumnezeu. Că de fapt El ia cuvântul și cuvântul acesta îl face viu și prin toate manifestările carismatice nu face altceva decât să țintească spre un singur lucru, Isus Hristos. Isus Hristos. Asta face Duhul lui Dumnezeu. <coughs> Cu alte cuvinte, fără făgăduința Tatălui, nu putem nici trăi, nu putem nici sluji. Un martor. Ce, ce înseamnă un martor? O zice vezi că te cheamă la proces. Și te cheamă ca și martor. Ce înseamnă? Care e calitatea unui martor? Că ești jude cu persoana aia, că ai făcut școala împreună, că uh, ai încredere în el, că îl știi ca un om de caracter. Asta? Ce înseamnă un martor? Ai fost de față. La ce se discută, la ce se judecă, la ce se analizează, tu vii ca nimeni altul cu o mărturie care spune: Am fost acolo. Am fost și am văzut. Wow. De ce Sfântul Pavel, când își depune mărturia peste tot, asta vă spune? Și mie mi s-a arătat. I s-a arătat lui Petru, i s-a arătat apostolilor, li s-a arătat la peste 500 de frați, cei mai mulți sunt în viață, li s-a arătat. Dar știți ceva? Ca unei străpitori, ca cel mai nensemnat, ca unul care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, dar mi s-a arătat și mie. Sunt și eu martor al învierii lui Hristos. Hristos cel înviat mi s-a arătat și mie, pe drumul Damascului. Asta este în, în, în conceptul evanghelic și în conceptul Bisericii Pentecostale sau Bisericii neoprotestante: foarte, foarte bine așezat și foarte bine pus faptul că a fi credincios înseamnă a fi avut o întâlnire personală cu Domnul. Practic, în bisericile noastre nici nu te botează nimeni dacă nu poți să depui mărturie. Nu neapărat să fie spectaculoasă mărturia ta, să fie ieșită din comun și să fie ceva supranatural, nu știu cât, cu câți îngeri și cu câte raze de lumină și cu câte bubuituri. Nu asta. Dar să se înțeleagă faptul că tu personal te-ai întâlnit cu Domnul, sau mai bine zis că Domnul te-a întâlnit. Că ai și tu un drum al Damascului, că ai și tu un loc unde te-ai întâlnit cu Domnul, că ai și tu momentul acela, ziua aceea, ceasul acela, ora aceea. Îmi place foarte mult să lucrez cu tinerii mai mult decât îmi permite timpul sau Poate la ora asta, câte unii să se gândească chiar ce aș mai avea de spus sau ce aș mai putea să le spun la 5-5 de ani, dar totdeauna când începem discuția sau începem o prietenie sau începem o lucrare de ucenicie sau de dezidire de sufletească, punctul de plecare este ăsta. Spune-mi... Când te-ai întâlnit cu Domnul. Spunem cum a fost întâlnirea ta cu Domnul. Spunem ziua, ora, momentul, experiența în care te-ai întâlnit cu Domnul. Știți care este durerea cea mai mare? Și nu mă refer la Biserica Emanuel, mă refer în general, în timpul nostru, în generația noastră. Ce mai mulți tineri nu știu să spună. Și la ce te refer? La Când m-am botezat în apă, zic, nu. Dar la ce te refer? Când m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, nu, nici aia. Când am început să cânt în cor, în fanfară, când am început să merg la biserică, la, la ce te referi? Spunem când te-ai întâlnit cu Hristos. Spunem când Hristos te-a întâlnit și Hristos te-a te te oprit din drumul tău și ți-ai pledat viața Domnului. Spunem despre asta. Se uită câte unul la mine și se uită așa speriat și confuz și zice: Nu știu să spun. Nu pot să spun. Când eram la acea școală de care v-am zis puțin, la Șimleu, printre cei care s-au întors la Domnul acolo a fost și unul dintre directorii de școală. Era de fapt directorul cu disciplina care a fost desemnat să facă cu noi, cu sectanții, educație, ateistă, bineînțeles, socialism științific și educație ateistă de a încerca să ne scape de ideile retrograde, așa spuneau ei, și ne-a dat pe mâna unui profesor, Yang Teodor, un om din și din județul Bihor, venea dintr-o familie de 15 15 copii, 15 frați. Nu erau pocăiți. Dar omul avea ceva în el. Atunci nu ne-am dat seama. Și ne ducea la el în cabinet pe vreo 15 câți eram noi sectanții, care eram considerați mai periculoși. Ne ducea în laboratorul lui audiovizual și acolo ne ținea lecțiile. Și azi așa și mâine așa, până când odată a zis, pentru că i-am spus, doar și director, așa zicem noi atunci, nu ne spuneți povești din astea cu istorii și cu lucruri care nu se pot explica, și oamenii, pentru că nu le puteau explica, s-au închinat. S-au închinat la soare, s-au închinat la fulger, s-au închinat la, la apă. Am spus, nici noi nu ne închinăm la asta. Noi avem o carte, avem o carte, avem Biblia. Acolo e totul pentru noi. Aduceți o Biblie și citiți-ne din ea și spuneți-ne, uite, măi copii, aici e așa? E drept ce scrie aici sau nu e drept? Cu asta să ne luați. Și n-a zis nimic. Și a zis, dar n-am Biblie, puteți să-mi aduceți voi o Biblie. Și nu din noi a adus o Biblie. Altă dată a zis, dar voi ce faceți când vă rugați? Păi ne rugăm, dar cum vă rugați? Aveți cărți de rugăciune? Nu avem cărți de rugăciune. Ne punem în genunchi și ne rugăm. Și odată a zis, vreau să văd cum vă rugați. Am spus, toți profesor, ne, director, ne punem în genunchi, dar n -o să stați și vă uitați la noi să văd, o să văd eu ce fac. Și în timpul rugăciunii, când noi ne-am pus în genunchi și ne rugam, am văzut că se pusese și el în genunchi. Apoi, -a, dar n-a zis nimic, n-a făcut niciun comentariu. Alta altă dată a zis, dar ce cântări aveți, ce cântați? Aduceți o, cânta, o, o carte de cântări sau un caiet cum era atunci. Vă aduceți aminte? Aveam caietele acelea în care scriam cântările. Și azi așa și mâine așa și a trecut poate o jumătate de an și într-o dimineață, la ora 6. elevul de serviciu fuge prin toată școala, că aveam ora de meditație de la 6 la 7 și apoi era masa de la șapte la opt și cursurile de la opt. Și la ora aceea de dimineață, elevul de servici pe școală intră în fiecare clasă și zbeară pocăinții la domnul director sau la direcțiune, la toașul director. Noi ziceam, toți știam, măi, păi pe ăștia îi cheamă, dar îi cheamă după masă, îi cheamă după ore. Ce îi cheamă la ora asta? Și noi ne-am speriat. Cine cheamă la ora asta? Ne cheamă la șase dimineața. Ne-am dus să uita la noi, era așa încruntat, a zis, dați cartelele, scos din uniforma noastră cartelele a zis rupeți pagina de astăzi am rupt rup pagina cu micul dejun, cu lanciul, cu dinerul rupeți pagina și dați-o dați aici am dat și s a uitat așa la noi eram toți vreo 15 și a zis la pauza de masă ne întâlnim aici pentru rugăciune, astăzi postim unul dintre elevii eminența școlii, unul pantealchema, era bolnav cu cancer la gât. Și era un cancer în fază de metastază. Doctorii nu mai vreau să-l opereze pentru că spuneau că uh, cancerul este răspândit în tot organismul și nu are rost să-l mai opereze. Dar ne-a spus directorul în dimineața aceea, a zis, la existența părinților, totuși medicii au acceptat să-l opereze. Noi ne adunăm aici, la mine, la cabinet, și ne rugăm pentru pantea, ca Dumnezeu să-l vindece. Asta era directorul, Ianc. Ne am dus la rugăciune, au trecut zilele, pantea a revenit între noi, tumoarea n-a mai apărut, trăiește și astăzi. Și profesorul s-a întors la Dumnezeu, directorul s-a întors la Dumnezeu. Când ne-a adunat în Ziua aceea ploioasă din aprilie, 76, ne-a adunat în careul celor 800 de elevi și ne-au scos acolo pe sectanți și au zis, ăste sunt elementele retrograde și securitatea a împins în față pe director și a zis, dar este unul mai periculos și unul care a căzut în cursa lor. Și în fața tuturor i-au pus cătușele și l-au dus și l-au închis. Și unii dintre noi am fost trimiși acasă, fără drept de a ne mai întoarce în școală. Ce vreau să spun este simplu asta, că când era un Sanhedrin la judecată, zice că i-a uimit pe farisei, pe cărturari, pe teologi, că vorbeau cu îndrăsneală și au priceput că fuseseră cu Dar zice, fiți vă rog atenți cum spune acolo capitolul 4. Dar zice, n-au îndrăznit să spună mare lucru pentru că lângă ei era omul care fusese vindecat. Au văzut pe peologul ăla. Au văzut. Și asta numai Duhul Dumnezeu face. Și asta numai Dumnezeu face. Așa au spus. Doamne, uită-te la amenințările lor, fă ca prin numele Lui Iisus Hristos să se facă semne, minuni și, și manifestări ale puterii Duhului Sfânt, ca să fie cunoscut Iisus Hristos. Și când profesorul Ianca a văzut vindecarea miraculoasă a lui Pantea, a spus, gata. Asta m-a convins, că există Dumnezeu. A ieșit din închisoare, este acum pastorul Bisericii Pentecostale din Șuncuiuș, predă încă limba română acolo în Șuncuiuș, așa că Dumnezeu își face lucrarea lui. Ne ridicăm la rugăciune.